Bine ați revenit la întrebări. Ca de obicei, să mai auzim o dată întrebarea de data trecută. Ce întâmplă dacă desprindem resorturile unul de celălalt? Nu uitați, sforile nu sunt elastice, nu se întind. Ce se întâmplă? Corpul atârnat urcă, coboară sau rămâne la aceeași înălțime? Tot ca de obicei, vă voi spune câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegem ca să dăm răspunsul corect întrebării. Să presupunem că avem două cântare de piață ușoare și le legăm așa cum vedeți în desen și apoi cu ajutorul unor fire legăm corpul pe care vrem să-l cântărim la cele două cântare. Presupun că sunteți de acord că în acest caz fiecare cântar va indica jumătate din greutatea corpului. Corpul este ținut de două fire, deci fiecare fir ține jumătate din greutatea corpului și fiecare fir este legat la un cântar. Dar dacă legăm cântarele unul de altul, așa cum vedeți în acest desen, și legăm corpul pe care vrem să-l cântărim de cârligul cântarului de jos. Să presupunem, așa cum am mai spus, că greutatea cântarului este neglijabilă, este mult mai mică decât greutatea corpului. Ce greutate indică în acest caz fiecare cântar? Oare și de data asta cântarele arată doar jumătate din greutatea corpului? Al treilea principiu al dinamicii, cel al acțiunilor reciproce, a fost formulat pentru întâia oară de Newton și spune că dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță, atunci și al doilea corp acționează asupra primului cu o forță egală în modul, dar de sens contrar. Dacă o locomotivă lovește o muscă cu o anumită forță, atunci și musca lovește locomotiva cu o forță egală în modul. Dacă pământul atrage un corp cu o anumită forță, atunci și corpul respectiv atrage pământul cu aceeași forță, ca intensitate. De pildă, pământul atrage acest marker cu o anumită forță, pe care o numim greutatea markerului. Dar markerul, la rândul lui, atrage și el pământul cu o forță egală cu greutatea markerului. Deci interacțiunea dintre două corpuri se manifestă prin două forțe egale în modul și de sens contrar, care acționează fiecare asupra unuia dintre cele două corpuri. Dacă vreți să știți mai multe despre principiile dinamicii, vă recomand cursul cu același nume, găsiți linkul în descriere. Acum să ne uităm din nou la cele două cântare legate unul de altul. Aici avem mai multe interacțiuni decât s-ar părea la prima vedere. Avem odată interacțiunea dintre corp și pământ, care are loc printr-un câmp gravitațional. Apoi avem interacțiunea dintre corp și firul care îl ține. Apoi dintre acest fir și cântarul de jos. Dintre cântarul de jos și cântarul de sus. Și apoi interacțiunea dintre cântarul de sus și corpul de care este legat. Dar în toate aceste interacțiuni, toate forțele care apar sunt egale în modul cu greutatea corpului atârnat. Pentru că greutatea corpului atârnat produce toate aceste interacțiuni. Și principiul al treilea, așa cum am explicat, arată că toate forțele care apar trebuie să fie egale între ele și de data asta toate trebuie să fie egale cu greutatea corpului atârnat. Dar să ne gândim doar la interacțiunea dintre cele două cântare. Cântarul de jos trage de cântarul de sus în jos cu o forță egală cu greutatea corpului atârnat. Dar principiul al treilea spune că în acest caz și cântarul de sus trebuie să tragă de cântarul de jos, de data asta în sus, cu o forță egală cu forța cu care cântarul de jos trage de cântarul de sus, adică din nou cu o forță egală cu greutatea corpului atârnat. Ceea ce înseamnă că și cântarul de sus indică o forță egală cu greutatea corpului, adică măsoară toată greutatea corpului. Deci în acest caz fiecare cântar indică o forță egală cu greutatea corpului atârnat. Și acum să comparăm cele două cazuri. În cazul întâi, fiecare cântar indică doar jumătate din greutatea corpului atârnat. În cazul al doilea, fiecare cântar indică toată greutatea corpului atârnat. Când avem două resorturi, numim cele două cazuri pe care le-am prezentat cu cântarele, legare în paralel,
respectiv legare în serie. Și acum știm că dacă suspendăm un cord de resorturi la legarea în serie, ele vor fi mai întinse, vor fi mai lungi decât în cazul legării în paralel, pentru că la legarea în serie, forța pe care trebuie să o suporte fiecare resort, forța care întinde fiecare resort, este dublă față de cazul legării în paralel. Și acum putem, în sfârșit, să răspundem la întrebarea noastră. Să revedem montajul. Deoarece firele au lungimile egale cu resorturile, dar nu sunt întinse, înseamnă că nu firele, ci resorturile țin corpul și sunt legate în serie. Deci fiecare resort ține toată greutatea corpului. Este întins de o forță egală cu greutatea corpului. Și acum priviți care va fi situația dacă dezlegăm resorturile. Cele două resorturi sunt legate acum în paralel. Singura diferență față de montajul paralel standard, ca să zic așa, este că avem și câte un fir între corp și suportul de sus. Dar firele nu se întind, iar lungimea resorturilor scade față de cazul în care au fost legate în serie, pentru că acum fiecare trebuie să țină doar jumătate din greutatea corpului care atârnă. În concluzie, dacă decuplăm resorturile, ele trec de la legarea în serie la legarea în paralel, ceea ce înseamnă că se fac amândouă mai scurte, pentru că forța pe care o ține fiecare se înjumătățește atunci când decuplez resorturile. Deci, corpul se ridică. Am primit răspunsul corect de la Dumitru Antonie și Nicolae Diaconu și trebuie să repar o omisiune. Când am dat răspunsul la întrebarea legată de tubul Torricelli, am spus că n-am primit niciun răspuns corect. N-a fost așa. Primisem prin e-mail răspunsul corect de la Nicolae Diaconu. Îl menționez acum și îmi cer scuze și pe această cale pentru această omisiune. Să auzim acum întrebarea de azi. Imaginați-vă două bărci cu motor care se deplasează în sensuri opuse, una spre cealaltă, pe apa unui râu. Deci apa este în mișcare față de pământ, râurile au obiceiul de a curge și să presupunem că sensul de curgere este indicat de săgeata de jos din desen. Cele două bărci au viteze constante, dar diferite. Deci ele se mișcă tot timpul cu aceeași viteză, dar vitezele lor sunt diferite. Să presupunem că barca 1 are viteza mai mare decât barca 2. Exact în momentul în care cele două bărci trec una pe lângă cealaltă, dintr-una dintre ele, n-are importanță din care, este aruncată în apă o minge, care plutește ca orice minge. Mingea se va mișca, deci, față de pământ, tot timpul cu o viteză egală cu viteza de curgere a râului în sensul săgeții pe care o vedeți jos, în desen. După momentul aruncării mingii, deci după momentul în care bărcile au trecut una pe lângă cealaltă, cele două bărci își continuă deplasarea, fiecare cu viteza pe care a avut-o și înainte de întâlnire, încă 10 minute. Apoi se întorc brusc și încep să se apropie din nou una de cealaltă și de minge, cu aceleași viteze pe care le-au avut înainte de a se întoarce. Iar întrebarea este, care barcă ajunge prima la minge? Barca 1, care e mai rapidă, sau barca 2, care e mai lentă? Aștept răspunsurile și comentariile voastre. Succes în găsirea răspunsului corect. La revedere!